Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou episod al Realității Auto de pe piața germană. În episodul de azi, un parc auto cu BMW-uri care vinde doar către persoane juridice. În sfârșit, mare minune, cer albastru și a ieșit soarele. După foarte multe săptămâni de cer gri, ploaie măruntă, frig și enervant, vreme apăsătoare. Așa că și eu am ieșit la o filmare. Și am venit până aproape de Rosenheim, în Raubling, unde am venit la acest parc auto, unde sunt expuse BMW-uri. Și ce este deosebit la acest parc auto este faptul că mașinile pe care le vedeți aici expuse se vând doar către persoane juridice sau plătitoare de TVA, din câte știu, nu și la persoane fizice. Mai de mult, prin mai, am fost și eu interesat de un model BMW expus aici în acest parc auto. Ce mai este interesant la aceste BMW-uri este faptul că ele provin de la reprezentanțe în marea majoritate, unde mașinile nu s-au vândut, să le spunem, la timp și s-au devalorizat atât de mult încât nu mai avea rost pentru reprezentanță să o vândă, deoarece diferite motive. Prea veche, n-a avut căutare și efectiv și-au băgat picioarele, tot astfel de motive. Mașina pe care o căutasem eu pe atunci și era aici expusă, am verificat-o pe car vertical și spre surpriza mea chiar am găsit detalii și într-adevăr a stat foarte, foarte mult timp anunț la o reprezentanță, iar după acea reprezentanță a venit aici, în această curte, pusă și ea la vânzare la un preț mult sub prețul pieței reprezentanțelor, ca să zic așa. Însă, ce mai este foarte important este faptul că se oferă garanție de până la 2 ani oficială BMW. Adică dacă se cumpără ceva de aici, nu rămânem descoperiți că am avea probleme tehnice, ci vom fi acoperiți de către o garanție de mașini rulate oficială a BMW. Ceea ce este un lucru foarte bun. Dar, după cum v-am spus, trebuie să fiți persoană juridică pentru a putea cumpăra de aici. Voi lăsa mai jos în descrierea clipului eventual adresa sau niște date de contact ale acestui parc auto. Așa că vă invit în cele ce urmează să vedem împreună ce mașini mai interesante găsim aici expuse. Haideți să vedem. Nu mi-am propus nicio regulă pentru a parcurge parcul și încep aleator cu aceasta. Haideți să vedem de jur împrejur. Vine cu far cu halogen și cu senzor de parcare în față. Întrapă panoramică. Iată cum se prezintă la interior, foarte, foarte bine. Se oferă și un rând de roți de schimb. Aflăm despre ea că este un 320D. Este o echipare mai de bază, nu avem nici camere de marșarier. Și să aflăm detaliile. Și anume, este un 320D din 2014 cu aproape 100.000 de kilometri și care costă acum 17.000 de euro. Trec la acest exemplar aici, deoarece este foarte similar cu ce căutasem eu pe atunci. Ar fi chiar culmea să fie aceeași mașină care între timp nu s-a vândut, deși pe mobile de nu am mai văzut anunțul. Haideți să vedem despre ce este vorba. Vedem din nou faruri cu halogen. Eu chiar mă gândeam că dacă ajung să achiziționez un astfel de exemplar, îi pun becuri Osram cu LED. Avem senzor de parcare în față. Iată cum se prezintă la interior. Foarte, foarte bine, este foarte îngrijită, deoarece, veți vedea, are și un număr foarte mic de kilometri.
Se oferă aici și o cameră de marș arier, senzor de parcare în spate. Și să mergem să-i aflăm detaliile. Și anume, un 330XI cu tracțiune integrală cu X-Drive. Mașina este 2017, se spune că are 231 de cai putere, ceea ce mi se pare ciudat, deoarece 30i în mod normal are 252 de cai putere. Are doar 54.000 de kilometri, exact ca și mașina pe care o căutasem eu pe atunci, și costă 24.000 de euro. Și scrie aici, end price net of fuel gewerbe, adică preț final net pentru persoane fizice, pentru persoane juridice. Și modelul pe care îl căutasem eu pe atunci era practic cam la fel. Neagră, cu un kilometraj similar, cu farul cu halogen, însă dacă nu mă înșel, era din 2018. Seria 4 decapotabilă arăta frumos tare generația aceasta. Iar acest model și cu această culoare arată fenomenal. Haideți să vedem ce putem afla despre acest model. Tot, îmi place culoarea de nu se poate. Faruri adaptive cu LED, senzor de parcare în față. Să citim deja detaliile. Și anume un 430i. Mașina este în 2019, are 50.000 de km parcurs doar, 252 cai putere într-un motor de 2 litri pe benzină și costă acum 33.000 de euro. Și de aceea v-am spus că mi s-a părut foarte ciudat faptul că pe mașina anterioară, pe combiul pe care l-am prezentat anterior, s-a afișat o putere mai mică. Această generație a venit cu hardtop, ceea ce o face mai practic iarna. Și de asemenea nu avem nici probleme cu materialul textil, nu trebuie să-l dăm cu spray de impregnare. Mult mai multe avantaje. Să vedem la interior. Se prezintă foarte, foarte bine. Iată-și aici în spate. De jur împrejur, de câte am văzut, mașinile expuse aici nu au nici cea mai mică zgrietură, pentru că au fost mașini de reprezentanță. Iată cum arată de jur împrejur. Din păcate nu are cameră de marș arier. Țevile sunt curate, ceea ce înseamnă că nu consumă ulei. Și în general, o mașină foarte, foarte simpatică pentru a fi condusă pe timp frumos. Să vedem acest BMW seria 5. O generație ceva mai veche. Să vedem la interior. Farurile sunt cu xenon de data aceasta. Avem și trapă. Iată cum se prezintă la interior. Cutie manuală în 6 rapoarte. Și acesta e un lucru destul de interesant. Să încercăm să nu picăm aici. Iată cum se prezintă și din spate. Este în regulă, fără prea multe zgârieturi. De asemenea, țevile sunt curate. Și să mergem să-i aflăm detaliile. Și anume un 520D cu motorul diesel de 2 litri din 2010, doar 67.000 de km parcurs și costă acum 16.000 de euro. Ce părere aveți de prețul acestei mașini? Trecem la vecină. O generație de mașini care n-au avut deloc căutare. Și nu este de mirare că zac prin parcurile auto, pentru că nu au avut cine căutare nici de noi, iar la mâna a doua clienții au uitat de ele. Haideți să vedem ce putem afla despre această variantă, se spune GT. Haideți să o vedem la interior. Iată o piele foarte, foarte îngrijită. Eu le spuneam acestora balene, pentru că efectiv sunt mai umflate față de varianta normală. Fie seria 5 sau seria 3 au avut ambele o astfel de variantă GT umflată. Aceasta ar fi vrut să fie varianta mai mare a lui seria 5, trapă panoramică, însă ulterior a primit un alt nume. Veți vedea imediat despre ce este vorba. Avem cameră de marș arier.
țevile sunt curate și să mergem să-i aflăm detaliile. Și anume, este un seria 6. Când spunem seria 6, de fapt, cred că vă așteptați la așa ceva. Însă, v-am spus că s-a schimbat numele și seria 6 au ajuns din aceste cupeuri. Au devenit aceste mașini. Motorul fiind un 640i, avem un motor de 3 litri pe benzină, de 340 de cai putere, deci 6 cilindri. Mașina este în 2018, are 80.000 de kilometri parcurs și costă 37.000 de euro. Aici avem un seria 5 cu o motorizare un pic mai altfel, o veți vedea imediat. Haideți să vedem de jur împrejur. Cu farul cu xenon și cu căpăcelele acestea care spun că ar fi fibră de carbon. Să vedem la interior. Iată cum se prezintă. Mai de mult m-am urcat și eu într-un astfel de model și mi s-a părut scaunele extraordinar de comode. Se oferă și un rând de roți de schimb. Nu avem cameră de marșarier. La design, generația asta mie mi-a plăcut foarte, foarte mult. Și să aflăm detaliile. Și anume, este vorba de un 523i. Mașină din 2010 cu 70.000 de kilometri, motor de 204 cai putere, la prețul de 17.000 de euro. Și dacă nu mă înșel, este motor în 6 cilindri. Am prezentat acolo acel seria 6, care pe timpuri era o mașină mai sportivă, care între timp a devenit mai pur și simplu una de gabarit foarte mare, un seria 5 cu gabarit foarte mare. Și vă prezint acum și echivalentul seria 3. Haideți să vedem acest model. Merge de jur împrejur. Am văzut farul cu LED, trapă panoramică. Iată cum se prezintă interiorul. În spate nu avem senzor de parcare și pe aici nu cred că pot trece. Așa că mă mut direct pe partea cealaltă și aflăm detaliile, și anume un 320 GT. Este de diesel, mașina este în 2018, are 100, să zicem, aproape 100.000 de kilometri, 93.000, 190 de cai putere și costă 24.000 de euro. Haideți să vedem și un seria 6 veritabil. Mie mi-a plăcut, dar și chiar ce și din prima generație, așa controversate cum au fost, au îmbătrânit frumos și sunt chiar foarte plăcute la aspect. Dat fiind ce mașini cu un design trebuie să-ți placă ce produce acum BMW-ul. Ca să fiu politic corect. Să vedem la interior. Iată cum se prezintă, foarte, foarte, în stare foarte, foarte bună. Cu acoperiș din stofă. Iată cum se prezintă și din spate. Nu avem cameră de marșarier, însă nu avem nici cea mai mică zgârietură. Și să aflăm detaliile. Și anume, mașina din 2012 cu doar 24.000 de kilometri. Este vorba de un 640i, deci motor pe benzină de 3 litri, 6 cilindri, de 320 de cai putere și care costă acum 37.000 de euro. Ce părere aveți de ea? Lăsați un comentariu mai jos. Aici avem un BMW X7. Băi, e mare. E mare cât o sufragerie. Iar prețul similar. Haideți să o vedem de jur împrejur. E efectiv o mașină uriașă. Iată cum se prezintă la interior. Îmi plac scaunele. Scaune sport. Atunci de jur împrejur. Evident, cameră de marșarier. Și să aflăm detaliile. Și anume, este un X7 M50D diesel M Sport,
Mașina este din 2021, foarte recentă, cu 68.000 de km parcurs, 400 de cai putere și care costă 90.000 de euro. Dacă suntem la țară, pe aici mai trec și tractoare. Haideți să vedem acest Mercedes ML, mai una din puținele mașini de la alți producători auto expuse aici. Haideți să vedem ce putem afla despre această mașină. Farurile cu xenon. Este vorba de un ML350 AMG CDI, deci motor diesel. Mașina este în 2013, 75.000 de kilometri, 258 de cai putere și care costă acum 37.000 de euro. Și aceasta este mare, dar nu la fel ca aceea. Așa e, mai garsonieră dacă aceasta e apartament. Se prezintă bine. Avem cameră de marșarier. Și în general, fără zgârieturi. Iar la interior, foarte, foarte bine întreținută. Însă un preț destul de interesant, dată fiind vechimea acestei mașini. În mod sigur este și Euro 5, ceea ce înseamnă că nu are voie să circule prin München. Aici avem un Serie 5 tipic, adică cu motorizarea care trebuie, pe care o vom regăsi cel mai des, și formatul combi, deoarece v-am spus, aici, cel puțin în Germania, nimănui nu prea îi place varianta limuzine. Haideți să o vedem la interior. Iată cum se prezintă, foarte, foarte bine. Iată aici în spate, cu cameră de marșarier. Țevile sunt și ele sunt curate. Avem acoperiș panoramic și să aflăm detaliile. Așa. Motor 3 litri, diesel, 6 cilindri, cu X-Drive, 265 de cai putere, mașină din 2018, 87.000 de km parcurs la prețul de 32.000 de euro. Și mergem de aici după casă. Pentru că în spatele casei găsim un model foarte, foarte simpatic. După cum v-am spus, prima generație de seria 6 mie mi-a plăcut. Așa controversată cum a fost, aceasta este chiar o variantă cu facelift, mie mi-a plăcut cum arată și a îmbătrânit foarte frumos designul acestei generații. Haideți să dăm o tură de jur împrejurul ei. Trecerea timpului și-a făcut simțită prezența pe acest model. Vedem că este un 645, adică motor pe benzină, V8. Avem senzor de parcare mari în spate, trapă panoramică, 4,2-4,4 litri. Cam așa, oricum motor V8, este motor peste 4 litri. Iată și mici defecte estetice, dar nu este cine știe ce. Și mie mi se pare că arată cel puțin interesant o astfel de mașină. Ai o anumită prezență când apar cu așa ceva pe stradă. Iar din păcate detaliile nu sunt foarte clare. Mi se spune că are de... vedem. 171.000-172.000 de kilometri. Probabil că a avut TÜV până în 2022 și se vinde la un preț special la ofertă. Iată cum se prezintă din nou la interior. O mașină care mie chiar îmi place. Acest parc auto vine cu foarte multe surprize. Iar două astfel de surprize plăcute sunt reprezentate de aceste două BMW Z4, o generație care mie îmi place în mod deosebit. Să vedem ce putem afla despre prima, mai întâi, deoarece sunt foarte, foarte diferite din punct de vedere tehnic cele două mașini. Capota este foarte, foarte lungă la aceste modele.
Cel mai bine au arătat ele pe galben. Aceasta este un Z4 18i, mașină din 2015 cu 77.000 km, motor de 156 de cai putere la prețul de 23.000 de euro. Haideți să o vedem la interior. Deoarece la interior avem o cutie manuală în 6 rapoarte, iar scaunele se prezintă nemaipomenit de bine. Să vedem și pe vecină. Și fiind din 2015, este chiar pe la final de generație acest model. Însă vecina este cu o motorizare ceva mai interesantă. Și anume, este vorba de un 35i, deci motor 3 litri, 306 cai putere, mașină din 2013 cu 100.000 de km parcurși, prețul de 30.000 de euro. Însă, la această generație de BMW Z4, ceea ce ne-ar interesa de fapt este o mașină dinaintea introducerii motoarelor turbo, și anume de până prin 2010, 2009-2010, cu motorul aspirat de 3 litri, 6 cilindri și 250-270 de cai putere pe acolo. Așa ceva oferă mai mult caracter mașinii decât modelul turbo. X6 în generația aceasta mi-a plăcut mult mai mult la aspect decât mașinile actuale X6. Dar să trecem la acest seria 5. Haideți să o vedem de jur împrejur. Farul cu LED cu senzor de parcare în față. Cu aceste scaune din piele maronie la interior. Interiorul se prezintă extraordinar de bine, cu un rând de roți de schimb. De jur împrejur nu am văzut defecte. Avem și cameră de marș arier acolo. Iar despre această mașină aflăm că este un 525D, deci diesel din 2018, cu 81.000 de km parcurși, 231 de cai putere și care costă acum 29.000 de euro. Haideți să vedem acest BMW, acest X1, cu o motorizare care chiar m-a interesat și pe mine când îmi căutam mașina. Un model care m-a interesat, însă pe care am ajuns să îl evit după ce m-am urcat în spate și am observat că bancheta pasagerilor este foarte îngustă. Să vedem ce putem afla despre acesta. Haideți să vedem la interior. Iată cum se prezintă, cutia automată. Iar aici în spate vedem un rând de roți de schimb. Scaunele pasagerilor aici sunt ceva mai înguste, sunt mai mici. Ori pe mine mă interesează scaunele spate, pentru că pe distanțe lungi acolo încă stau soția și copilul, deci trebuie să-i fie comode scaunele pe distanță lungă. Nu are camera de marș arier acest model și îi aflăm detaliile, și anume un X1 cu motorizarea 25i, deci 2 litri pe benzină, mașina este în 2016, are 93.000 de km parcurși, motorul de 231 de cai putere și costă acum 24.000 de euro. O motorizare destul de rară, este destul de greu de găsit. Trecem la vecină. Haideți să o vedem de jur împrejur. Iată-o cu farul cu LED. Să o vedem la interior. Iată cum se prezintă interiorul. Foarte, foarte bine și acesta. În spate nu avem zgârieturi, nu avem cameră de marș arier și să aflăm detaliile. Și anume, este vorba de un 320XI, adică cu tracțiune integrală. Mașina este în 2017, are 91.000 de km parcurși, 184 de cai putere și costă acum 22.000 de euro. Și având X-Drive, nu vom avea probleme iarna cu
această mașină. Trecem din nou la 6 cilindri și să dăm o tură de jur împrejurul acestei mașini. Și dacă este 6 cilindri, vă dați seama că este vorba de un model 340i. Îmi place cum au făcut rama aceasta de la ștergătoare pentru a fi mai aerodinamică față de ceva obișnuit, cum era la generația anterioară. Iată cum se prezintă la interior. Îmi plac scaunele, scaune sport. Evident arată foarte, foarte bine. Și foarte interesant este faptul că, deși este o mașină foarte scumpă, nu avem cameră de marș arier. În schimb, mulți producători mai ieftini oferă așa ceva în echiparea de bază. Aici, la 40.000 de euro, nu primiți asta. Un M340i cu X-Drive, mașină 2020, 92.000 de km parcurs, 374 de cai putere. Și un impozit în România nu tocmai rău, deoarece, fiind mild hybrid, o să intre în categoria hibride și veți avea surpriza că veți plăti un impozit destul de mic la o astfel de mașină. BMW X2, o mașină care mie personal mi se pare foarte veselă, foarte simpatică. Cel puțin în culoarea aceea albastră tipică BMW arată senzațional. Negru, cam plictisitoare, culoarea neagră în general. Haideți să o vedem la interior. Și în sfârșit o cutie manuală în 6 rapoarte. Iată cum arată de jur împrejur. Nici aici nu avem camera de marș arier. Țeava e curată, deci nu ne consumă ulei. Și să vedem ce putem afla despre acest model. Și anume, fiind un 18i, va avea un motor pe jumătate față de ce am văzut mai devreme acolo, adică 3 cilindri, 1,5 litri, mașină din 2019 cu 70.000 de km parcurs și 143 de cai putere și care costă acum 23.000 de euro. Aici avem un seria 4 în 4 uși și cu tracțiune integrală cu X-Drive și diesel și haideți să o vedem de jur împrejur. Iată cum se prezintă. Și din nou, surpriză plăcută, o cutie manuală. Mie chiar îmi place foarte mult cutia manuală. Mi-am dat seama, după ce am trecut pe cutia automată, pe Audi-ul actual, chiar îmi lipsește foarte, foarte mult cutia manuală și vreau mereu să fac rev matching când schimb treptele. Nu-mi place când nu stă niciodată cutia în treapta pe care mi-o doresc eu, la turața pe care o doresc eu. Mă înțeleg mai bine cu ea pe modul sport, cutia pe modul sport în oraș decât lăsată de capul ei. Dar nu are legătură cu cutia de la doar de aici de la Audi, ci pur și simplu prefer eu cutie manuală. Însă nu prea mai găsesc așa ceva, iar din păcate la Audi-ul meu, dacă aș fi dorit cutie manuală, pentru că exista, nu aș mai fi primit 4 veritabil, 4 Torsen, ci 4 Ultra, adică un fel de Haldex pentru motoare puse longitudinal. Nu aș vrea să pierd 4 veritabil, 4 Torsen, de aceea am preferat să trec și eu pe cutie automată. Dar vă spun sincer, nu-mi place. Nu-mi place experiența de cutie automată, nu faptul că ar avea ea ceva. Efectiv, experiența. Din nou, revenind la BMW-ul nostru, un 420 cu X-Drive, deci diesel, mașină 2016, aceasta alergată, 181.000 de km parcurs la prețul de 17.000 de euro.
Și apropo de cutii de viteză, m-am interesat și la, și la BMW de un 330i cu cutie manuală. Din păcate, nu există cu X-Drive. Și ori pentru iarnă nu aș fi vrut să risc să rămân doar cu tracțiune în spate. Iată, canapa este un model foarte, foarte simpatic. Dacă la exterior pare plictisitor și un istoi obișnuit, dacă ne uităm un pic la interior, deja vedem scaunele și înseamnă că ceva trebuie să se întâmple acolo. Dar aflăm la final. Haideți să dăm o tură de jur împrejur. Iată cum se prezintă. Cu etrierele de frână vopsite în albastru M. Iată scaunele, un cărămiziu foarte, foarte intens. Scaune sport. Și deja vedem despre ce este vorba. Un 35i. Și dacă este 35i, înseamnă că avem motor de 2 litri pe benzină din 2019 cu 28.000 de km parcurs și 306 cai putere, iar acum costă 33.000 de euro. O mașină foarte simpatică, foarte distractivă, cu atenție tracțiune față. Aici avem un BMW 320D, foarte recent. Haideți să o vedem de jur împrejur și să aflăm prețul, deoarece nu mi se pare un preț neapărat rău, dat fiind vechimea și kilometrajul. Iată cum se prezintă de jur împrejur. Din păcate, fără X-Drive, ci doar cu tracțiune în spate. Vedem deja motorizarea 320D. Și aflăm despre acest model, că este o mașină din 2019 cu 58.000 de km parcurs doar, 190 de cai putere și care costă acum 27.000 de euro. Ce părere aveți? Lăsați un comentariu mai jos. Acesta este un model la care, vă spun sincer, nu mă așteptam, deoarece este generația recentă de BMW seria 3, este seria G, nu le mai știu exact codul. Avem trapă și mai avem la interior scaune din piele deschise la culoare și cutie manuală în 6 rapoarte. Raritate. Iată cum se prezintă de jur împrejur și să-i aflăm detaliile. Și anume, 320 de diesel din 2019, 66.000 de km parcurs, motor de 2 litri de 190 de cai putere la prețul de 30.000 de euro. Însă mă bucură să mai văd și cutii manuale. Aici avem o mașină pentru tătici mai grăbiți, și anume un 340i, mașină de familie, deoarece este combi. Haideți să o vedem de jur împrejur. Iată cum se prezintă. La interior am văzut deja detaliile, care sunt pe această foaie. Mașină din 2019 cu 80.000 de km parcurs, motorul de 3 litri și 326 de cai putere la prețul de 30.000 de euro, un preț excelent. Mai ales dacă se ia în considerație faptul că se poate achiziționa și o garanție oficială BMW. Aceasta este preț practic la care vând și privații sau parcurile auto turcești. Aici, de bine de rău, putem face rost de o garanție oficială de la BMW. Mașina care arată bine, din păcate nu am văzut padele pe schimbător pentru a schimba manual vitezele. BMW este ceva mai zgârcit cu această dotare, la Audi o regăsim mai des. În general, o mașină care, de ce nu, poate vine vreo idee să trec înapoi pe 6 cilindri. Volkswagen Passat CC. Mașină Passat CC, la un moment dat foarte, foarte iubită peste tot în Europa, dar mai ales în România. Farul cu xenon. Să vedem la interior. Avem aici ceva geam panoramic.
Iată cum se prezintă interiorul. Mașina care a venit și cu motor de VR 6 de 3,6 litri, parcă și vă 300 de cai putere. Însă aici nu este cazul, ci avem o motorizare de 140 de cai putere, diesel, mașina este din 2012, 67.000 de km rulați la prețul de 16.000 de euro. Încă un BMW seria 3 GT. Haideți să o vedem de jur împrejur. Cu faruri cu LED, cu senzor de parcare. De timp s-a făcut foarte cald, mi-a lăsat și polarul la mașină. De la extremă la cealaltă. Iată cum se prezintă la interior. Se oferă și un rând de roți de schimb. Iată cum se prezintă și în spate. A fost ceva mașină de firmă. Avem și camera de marș arier? Nu avem. Însă avem o zgrietură și o lovitură în parbriz, semn că a fost condusă cu viteză mare și a luat o piatră pe autostradă. Motorizarea este 2 litri pe benzină, fiind vorba de un 30i, deci iX, avem și xDrive. 2019, 83.000 de km, 252 de cai putere, cutie automată la prețul de 27.000 de euro. BMW seria 3 Combi, mașină de familie cu faruri cu LED, senzor de parcare, trapă cu interior din textil deschis la culoare, însă într-o stare foarte, foarte bună, este foarte bine întreținut. Iată cum se prezintă de jur împrejur. Este vorba de un 320D cu senzor de parcare în spate și despre care aflăm că este din 2018 cu aproape 100.000 de km parcurs, motorul de 2 litri diesel de 190 de cai putere la prețul de 22.000 de euro. Un preț deloc rău. O mașină hibridă de familie, un BMW seria 2. Mașina pe care eu am criticat-o pentru faptul că e foarte plictisitoare și nu-mi place cum arată. Rămân la idee, dar practică este. Pentru familie este foarte practică. Este chiar și plug-in hybrid. Iată cum se prezintă de jur împrejur. Este vorba de un 225XE. Asta ne va spune următoarele. Că este cu motorizare de 136 de cai putere, mașina este din 20-20-20, are 61.000 de km parcurs și costă acum 21.000 de euro. Și aceeași mașină în varianta diesel o vom găsi la 220D XD cu tracțiune integrală, mașină 2014 cu 57.000 de km parcurs la prețul de 19.000 de euro. Dacă sunteți interesați de mini, haideți să vedem și câteva astfel de exemplare. Ia să o vedem pe aceasta, un mic, îi voi spune, combi cu cutie manuală în 6 rapoarte cu scaune sport. Cu ușile care se deschid astfel. Interesante ușile. Aici ceva, am crezut că este zgârietură, dar nu este. Nu avem camere de marș arier, însă avem senzor de parcare. Este simpatică și pentru un mini măcar avem aici un portbagaj mai decent, mai mare. Aflăm că este un Cooper Clubman din 2015, cu 76.000 de km parcurs, motor de 136 de cai putere și care costă acum 14.000 de euro. Aici avem un Mini Cooper S Cabrio. Pentru motorizări, pentru capacitățile cilindrice, ne vom orienta un pic după BMW-uri, pentru că sunt aceleași motoare. Însă
Același motoare pus într-o astfel de mașinuță, raportul putere-greutate le face mai bombițe pe roți, să le zic așa, mici rachete pe roți. Să vedem la interior, iată cum se prezintă, mașină de timp frumos. Și să-i aflăm detaliile. Și anume, mașină în 2018 cu 45.000 de km parcurși, 192 de cai putere, deci sună exact a BMW 20i, adică motor de 2 litri pe benzină de 184-190 de cai putere și care costă 24.000 de euro. Însă, dacă același motor de 184 de cai putere pe un BMW trage într-un anumit fel, pe o mașină mult mai ușoară va trage în cu totul altfel. Încă un mini decapotabil, să o vedem la interior și apoi să vedem prețul. Cutia automată, iată cum se prezintă la interior. Iar despre acest model aflăm că este din 2018, are 62.000 de km parcurși, deci mașină de timp frumos, 136 de cai putere, prețul de 20.000 de euro. Cel mai probabil motorul de 1,5 litri, similar cu motorizarea 18i de pe BMW. Aici avem un mini verde din toate punctele de vedere, deoarece avem aici o priză, adică este mașina electrică. Haideți să o vedem, să aflăm detaliile. Vine cu trapă panoramică, cu acest interior, mașină din 2020 cu 42.000 de km parcurși, motor de 185 de cai putere, electric, la prețul de 24.000 de euro. Aici avem un mini destul de stătut din toate punctele de vedere, deoarece avem un praf destul de gros instalat pe capotă și de asemenea o mașină din 2016 cu 32.000 de km parcurs și este destul de stătut, adică a fost folosită doar pe timp frumos. 136 de cai putere, prețul de 18.000 de euro. Cutia este manuală în 6 rapoarte. Mă bucur să mai văd și cutii manuale. Și aici avem ultima mașină din prezentarea de pe ziua de azi, cea mai ieftină pe care am văzut-o până acum, și anume aceasta la prețul de 10.000 de euro, o mașină din 2009 cu 68.000 de km parcurși și motor de 120 de cai putere. Iar cutia este de asemenea manuală în 6 rapoarte și se oferă și roți de schimb. Și cu aceasta am încheiat prezentarea de pe ziua de azi. Sper că v-a plăcut. Vă aștept mai departe în secțiunea de comentarii cu părerile și impresiile voastre despre mașinile pe care le-ați văzut pe ziua de azi în videoclip. Nu uitați să vă abonați la acest canal, iar până data viitoare, eu vă spun la revedere și pa, pa!